crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, 800 de euro și în această dimineață. Pentru Sabina am pregătit banii ăștia. Bună dimineața, Sabin! Salutare! Bună dimineața! De unde te-am găsit? Din Brașov. Din Brașov, așa, Sabin. Sabin Mirat, păi cum nu știți? Păi scrie acolo. Scrie acolo. Sabine, cum e la Brașov? E frig dimineața asta? E bine. E bine, da? E bine. Perfect. Ce faci la ora asta? Bine, așteptam să mă sunați. La serviciu, acasă, abia te-ai trezit? Acasă. Acasă. Uite, domnul nou care n-a fost surprins că a fost extras la dublu. Corect. Aștepta liniștit să fie sunat. Da. Ce mai poți să ne spui despre tine, Sabine? Bine, o să spun că sunt un pasionat al puizorilor. Ok. Particip săptămânal în oraș la puizori. Am o experiență de aproape 10 ani. Serios? La ce gen de puizuri? Stai puțin, deci ai zis că particip, mai zi o dată, săptămânal la ce participi? Da, la puizori, adică în localuri, în oraș, se organizează concursuri cu întrebări de cultură generală și cu o echipă și... Ai zis în puburi? Care-i premiul? Ce tare, deci... Păi, vouchere de consumație, ce bere... Te duci la Brașov? Băi, ce înseamnă intelectualitatea, mă, frate? Dacă te duci și tu să te înveți ca omul, băi, te înveți intelectualicește. Adică învățând chestiuni de cultură generală. Am mai adus un rând aici și mai întreabă ceva despre paleontologie. Chiar mi se pare foarte tare. Da. Și cam foarte mișto. Bravo. Noi ne-am simțit intimidați. Auzi, dar sunt mai multe localuri unde se întâmplă asta sau e un local? Sunt care... două. Cât de tare. Ce tare. Da. Și câștigi de obicei sau... Stau numai beat. O idee pentru un reportaj frumos. Da, câștig o dată la 3-4 ediții, da. La Lumea Europa FM. Bravo, măi, Sabin. Înseamnă că la noi aici numai te joci. Da, noi n-avem, avem ceai dacă vrei dimineața. La Europa FM ai mai câștigat ceva sau? Da, da. În 2018 am participat la bătăria sexelor. Ce-ai câștigat? Da, da. Ce-ai câștigat atunci? Un televizor. Bravo. Bravo. Îl mai ai? Cu cât ai vândut? Da. Auzi? Păi... Da, păi dacă omul participă în mod regulat la... Au trecut 4 ani. S-a mai antrenat. Pe asta zic. Ia să acum participă și săptămâna la cuzuri, ne-am nenorocit. Dacă e participant la... Cred că ne ia banii astăzi. Ia uite, da? Mă. Astea sunt întrebări. Iar ce dăm 800 de euro? Hai să vezi ce-i facem. Ce-i facem? Fii atent. Deci prima întrebare. Mamă, dacă treci de prima întrebare... Sabin, să știi că noi glumim. Întrebările sunt pregătite, da. Nu schimbăm nimic. Acum avantajul tău, dacă tu ai și antrenament pe genul ăsta de concursuri. Hai că ne-a luat banii. Poți da, ne ia banii, sigur. Eu așa zic, că ne iei banii toți astăzi. Depinde de tine. 6 secunde, da? Pentru un răspuns. Bine, hai, mult succes, începem cu 100 și poate ne oprim la 800 și astăzi. 100 de euro. Da, mă rog. Serios? Ce vrei, mă? Na, de unde era să știu că dăm de Sabin? Sabin, pentru 100 de euro, ca să nu mai pierdem vremea, spune-ne câte silabe are cuvântul zeu. Una. Da. O silabă. Iar am făcut... Z-U. Nu. Aici vreau să... Aici ai încercat-o, nu? Da. Zi. Am zis că poate... Au fost niște răspunsuri funny. S-a mai întâmplat. La ce? Mai știi cuvântul? Am uitat. Nu mă, că a fost recent. Da, nu mai știu. Recent. În fine, cert e că da, zeu are... A mers odată, ai zis ce zici, hai să facem... Ocazional. Caterică. Da, din când în când mai... Ocazional, din când în când. Cu silabe, că îmi trebuie întrebarea asta de încălzire să nu fie nici complicată. Da. Mai e surprize uneori. Piesa data era, asta nu. Piesa era cuvântul celălalt. Piesa, așa, bravo. Ce avea 3 în, mă rog, răspunsul a fost cu 3. A fost 3, da. Da. Iartă-ne, Sabin, răspunsul tău e incredibil, corect. Mamă, nene. 100 de euro banii tăi. Te oprești aici? Da, hai că zic să păstrezi banii. Doamne ferește, nu știi ce se va întâmpla. Da. Băi, dacă vin întrebări nasoare. Mergem mai departe. Băi, ce mai departe? Eu zic să te gândești bine. Avem și noi o bere, dăm două bere acum. Da. Ia să vedem. 200 de euro. Sabine, având în vedere profilul tău pe care tu ni l-ai descris,
Eu zic că asta e întrebarea cheie din concurs pentru tine. Asta a doua. Da. Asta e genul ăla de întrebare, ori știu, ori nu știu. Cum se zice. Spre deosebire de celelalte. Și nu prea cred că ai întâlnit-o pe la quizurile, pop quizurile alea din puburi. Sigur n-ai întâlnit-o. Du-te, mă. Nu cred. În fine, Sabin. Da. Așadar, pentru 200 de euro, să ne spui ce este tergalul, cu t de la Tudor, tergal. O haină. O stofă. O să luăm în calcul răspunsul o stofă. O stofă. O mizerie, în primul rând. Cum v-am zis că poți să-l încurc cu tergalul. Da. Auzi, poți să te întreb câți ani ai? 35 de ani. Mulți înainte. N-ai prins uniformă obligatorie la școală? Am purtat în timpul liceului. În timpul liceului uniformă obligatorie, nu? Da, era alt. Era alt tip, da? Alea pe care le purtam eu, da. Erau din tergal. Da. Niște mizerie. Serios, uniforme din tergal. Îmi plaște că... Ai zis bine, Sabin, că e o stofă, e un material. Un material textil din fibre chimice. Da. Plastic. 200 de euro, practic. Cred că puteai să răspunzi. Fii atent. Că dacă rămâneai la haină, să știi că nu-ți validam răspunsul. Da. Am se poate verifica. Polietilenă tereftalată. Iată. Mai înțeles? E, și acum că ai trecut de întrebarea a doua, George sună la caserie. Că ne ia toți banii, că dacă e obișnuit cu concursurile, e greu să-l mai încurc. E de văzut. Zine, Sabin, mergem mai departe? Da, mergem mai departe. 400 de euro. Sabin, dacă vreți să vedeți trei fețe conștiente că pierd banii următori, intrați pe Facebook, ne vedeți banii în live. Noștri. Dar banii... cui sunt? Nu știu. Nu mi-am pus problema. Sunt ai noștri? Da, noștri sunt. Serios? Păi da. Sabin. Da. Pentru 400 de euro în dimineața asta la dublu sau nimic, spune-ne ce țară europeană are acronimul CH, Cristi Horia? Elveția. Confederațion Helvetic. Mai și dezvoltăm răspunsurile, știi ce zic? Adică te face și de râs. Da. Cu țitorană. 400 de euro. Zic să-i dai timp pe publicitate să gândească, să... Da. Poate cine știe. Sau bine, gândește-te bine. Da. Ultima, nu știi niciodată cât de grea poate fi. Păi merg mai departe. Haide, mă, Bogdane, serios? Bogdane, cine e Bogdane? Bogdane de meserie. Da. Deci el ne-a spus omul, participă săptămâna la asta. Sau bine. Sabin. Da. Aveam un vecin. Te-a luat Vlad în Bogdan și m-am dus și eu după. Dar n-are nimic. Acum de azi ești Sabin Bogdan. Da. Hai să vedem. 800 de euro. Sabine, ești în fața întrebării de 800 de euro. Da. Ai mai răspuns vreodată la o întrebare cu o asemenea miză? În cariera ta de... Nu. Auzi, la cârciuma acolo, la pub în Brașov, care e maximum de premiu care se dă la un pop-up quiz în caz de ceva? O navetă de bere. Cât e? Ce e? Ce se dă? Un voucher de 100 de euro. De 100 de lei. 100 de lei și răspuns la câte întrebări? Stați mai puțin. Mai zi o dată, Sabin. Un voucher de 100 de lei. De 100 de lei și sunt 60 de întrebări de ediție. 60? Și la câte... Stai mă puțin, că sunt mai mulți concurenți. Sunt echipe, da. Sunt echipe. Nu trebuie să răspund la toate 60. Da. Am înțeles. A, și vă dă la fiecare din echipă câte 100 de lei? Cel care câștigă. În fine, hai că e complicat. Adună cel mai multe puncte. Ah, ok. Deci sunt echipe și din echipă unul, cel care are cele mai multe puncte, primește voucherul. Nu, nu, nu. Deci echipa cu cele mai multe puncte primește un premiu. Tu dai 800 de euro pentru 4 întrebări? Și ce? Încă o dată, n-a fost ideea mea. Nu sunt banii mei. Hai, Sabin! Da. Fii atent.
Ia. Pentru 800 de euro, cum îl chema pe fiul lui Ștefan cel Mare, care i-a urmat pe tronul Moldovei în 1504? Petru Cercel. Aici s-a râs în studio masiv. Da, deoarece... Pentru că, așa cumva, involuntar, Vlad, Vlad ți-a spus răspunsul acestei întrebări, Sabi. Da. Asta demonstrează, deci întâmplarea de astăzi demonstrează exact cât de valabil e concursul și faptul că nu schimbăm absolut nimic pe parcurs. Mă uitam pe întrebări și număram banii pe care o să-i pierdem. Și acolo sunt trecute, evident, și răspunsurile în paranteză, ca nu care cumva să nu știu ce. Și, și pe modelul Ziu în Buzău. Da, Ziu în Buzău, i-am zis și eu în loc de Sabin Bogdan că mă uitam la răspuns. Ai prins-o, Sabin? Hai la Bogdan. Bogdan, zis Chioru. Bogdan cel orb sau ceva. Sau cel orb. Bogdan, Sabine, te-am încuiat cu întrebarea asta la 800 de euro. Dar, sincer, mă așteptam să o știi. La cum ai mers și la ce palmares ai. De-aia ți-am zis eu cu tergalul. Acolo am zis că poate spun probleme. 800 de euro rămân la noi în această dimineață. Luăm suta inițială, o punem deoparte și alături de cea de mâine facem 200 mâine de euro, 400, de 800 sau 1600. Sabine, îți mulțumim tare mult! Oricum, bravo! Felicitări, Sabine, ești foarte bun! Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.